Nu e bine să te bucuri de rău altuia, dar nu pot să mă abțin. Dragă Rizea, ce ți-am spus eu, matale? Unde o să ajungi? Mă, fraierul dracu de gară, pentru că crezi că mă speriei pe mine cu un TikTok, gangster pe TikTok și toți fraierii cam, băi, ce ai făcut, că să vezi ce se întâmplă. Exact ce ți-am spus, o să ajungi la Pârnaie aici. La Pârnaie aici este foarte bine. Sunt foarte multe jocuri. O să te joci la electricianul cu picioarele în tavan. O să ai diferite jocuri de societate. Pe ce cât de-ai fraier că mă sperii eu, nu mă bucur de niciun rău altuia, dar tu trebuie, bă, aici e locul tău, băi, pușcăriașule, băi, lepră, înțelegi? Pentru că prea te-ai luat de toată lumea, păi crezi tu că ești dracu gol, mă. Uite, ca să vezi că s-au adeverit cuvintele mele, nu că sunt mafal, dar sunt un băiat care am creier în cap, așa. Și vreau să spun încă o chestie, că uite cum e soarta. Șmecherii la Pârnaie, fraierii cu barca ruginită care va pleca pe lac acum la un șpriț, înțelegi, nu voi conduce, ca să nu... Așa? Asta este, ai înțeles? Fiind prea șmecher, tu ești la, vezi, la Racova, unde am prietenii mei, este acolo, care o să ai grijă să fie bine de tine, să ai tot ce trebuie, înțelegi? Că așa trebuie să... Oamenii la negați trebuie să fie ajutați. Și asta este viața. Și acum aș vrea să-ți mai spun un proverb de la Pârnaie, că am foarte mulți prieteni care au făcut și au trecut acolo. Șmecheri ca tine au vorba asta, ziua cu sabia scoasă, noaptea cu ea în cur. Înțelegi? Al tău, Serghei.